Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Am obținut imagini de la una dintre instituțiile care a fost în control la a doua oară, posibil chiar a treia oară, este informație că a mai fost un control înainte de deciziile acestea ale prefectului la Căminul de Bătrâni de la Dumbrăveni. Imaginile arată de ce a fost nevoie să fie închis. Gândaci peste tot, inclusiv în așternuturile de pe pat, mâncare intrată în putrefacție, sub paturi, lângă pampers și alte scutece folosiți, da. Tot felul de condiții în care nu este în regulă să trăiască niște bătrâni, mulți dintre ei nu mai au aparținători, nu are cine să-i viziteze, să-i întrebe de sănătate. Acest cămin de bătrâni nu este autorizat, nu a fost autorizat de AJPIS. Este administrat, era administrat de un preot despre care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților spune că nu are binecuvântarea înaltului calinic ca să funcționeze această instituție. Da, el e preot sau nu? Da, ieși la pensie. Mai profesează sau nu? Nu, ieși la pensie. Deci un preot ieși la pensie și nu are binecuvântarea. Și pe cine au arestat? Pe nimeni. Păi stai un pic, dar dacă pui în pericol sănătatea și viața unor oameni, e penal. De viața nu se discută, sunt inclusiv cei din instituțiile, da, de control. Deci pe cine au arestat? Deocamdată și pe atunci, nimeni. Și despre ce vorbim? Despre faptul că înainte să fie închis, s-au cerut niște condiții, așa, de remedie, niște remedie. Dar cum, dacă ai găsit astea, dacă spui că e așa de grav, de ce nu l-a închis din prima? I-au mai dat o șansă. Nu, stai un pic. Că nu poate, știu, nu sunt poate instituție nu ne înțelegem. Adică găsești mâncare putrezită și tu îi spui să aibă, mă, data viitoare. Strânge și tu putrezită de sub pat. Păi ai închis atunci. Și dai să remedieze. După aia vezi că nu-l arestezi. Sorin, dar n-am vorbit noi aici că nu e bine să închizi cămine de bătrâni că în județul dacă Suceava. E așa grav cum spui tu cu mizeria aia și cu mâncare mucegăită... Nu eu, inspectorii care au fost la fața locului. Arestez. Restul e... Îmi pare rău că atunci eram foarte sigur pe mine pentru că am zis că în Suceava nu se poate întâmpla. Dar n-a fost așa grav ca în sudul țării, acolo unde îi chinuia, era altceva. Aici era numai mâncarea... Mâncare gândaci. Dar tot, gândaci în așternutul tot Sorinului, e trist, chiar așa. Comod. E trist că în județul nostru și mai ales un preot să se ocupe. Un preot, știi? La pensie. La pensie. Fără binecuvântarea înaltului. Da, mă, am înțeles. Dar Dumbrăveniu ăla e o localitate frumoasă. Iar acest cămin e o rușine pentru o localitate, spun cei care locuiesc acolo. Da. Deci e o localitate frumoasă, cunoscută pentru înghețăți. Deci înghețățile de la Dumbrăveniu sunt cunoscute și de toată lumea. Și de la Clupensa. Așa, după aceea, prin legumicultorul Vasile Mătrășoaie și o localitate cunoscută pentru că este un fief al PSD. Acolo e o bază de pregătire, de antrenament a PSD-ului. E o localitate care, pe lângă acestea, a și înflorit și la propriu și la figurat în ultimii ani. Lasă-mă să termin. Deci o bază de pregătire a PSD-ului, acolo când are PSD-ul câte ceva de făcut, se duce la Dumbrăveni. Când venea Liviu Dragnea la Dumbrăveni, s-a făcut acum, a fost cu diaspora la Dumbrăveni, PSD parcă în județul ăsta nu mai are nicăieri la Dumbrăveni. Pentru că acolo este un PSD-ist, fost penelist, Ioan Pavel, primarul, care el când era penelist, domnule, penelist convins, după aia s-a făcut PSD-ist convins. Ce treabă are cu căminul și acum e PSD-ist convins. Lasă-mă să termin. Deci e recunoscută, am zis, înghețăți, legume de la domnul Mătrășoaie, prin baza de antrenament, de pregătire și de lansare a unor idei fabuloase și a unor teme extraordinare pentru PSD și prin acest primar foarte harnic, foarte destoinic și mai mult, pe lângă faptul că în loc, chiar arată bine Dumbrăveni, acum vorbesc foarte serios că arată bine, acolo când intri în Dumbrăveni, odată miroase înghețată de la înghețăți, a doua oară de la legumele lui Vasile Mătrășoaie și a treia oară miroase a cultură. Miroase a Eminescu. Deci miroase a Eminescu foarte, foarte mult. Miroase a tei. A academicieni care au trec, da, des pe acolo. Nu, dar miroase a tei. Vară, miroase, iar, miroase a plopi fără soț. Miroase a iubire. Miroase a cer înstelat. E multă poezie, așa, e imbibată atmosfera. Ok. Bun. Păi și Dumbrăveniul ăsta e cum e, dar are 3 metri lungime și 2 metri lățime.
O dau încolo, tu dita mai primarul. Nu știai? Păi câtă vreme are autorizație de funcționare de la JPIS, fără de care, evident că nu poate funcționa. Păi, cum funcționa acel... Da, păi cum? Numai, dar stă pe acolo, fiecare poartă are omul ei la poartă, din când în când. Un tinerel, o băbucă, un băbuc, și stau la poartă și cască gura. Dar în sat, la dumneavoastră, că-i sat. Adică n-a văzut nimeni că peste gardia aia și pe urmă se spune la 1 și la 6 și ajungea la urechile primarului, care între două lecturi din poezia eminesceană a poetului Nepereche, dintre două invitații lansate unor academicieni de talie mondială din Republica Moldova și unor ilustri interpreți de muzică folk din România, că el organizează domnul primar, așa, putea să meargă să vadă el cu ochii lui. Și ce să fac? Păi să cheme instituțiile statului. Au fost. Păi da, da. Și n-au închis din prima. Chema, că de aici am pornit. Da, știi? Aia, mă. Adică dacă era în sau Paulu. Cel mai supărător, cred. Sigur, în Dumbrăveni este și o comunitate penticostală foarte solidă. Da. E un preot ortodox. Sigur, a, e și la pensie și fără binecuvântarea noastră. Nu mai sublinia asta, că am înțeles. E ieșit la pensie, da, care a, mă rog, administrat, da, acest... Și nu l-a văzut nimeni, adică nimeni nu știa. Că bănuiesc că preotul care n-are aia și n-are aia și ieșit la aia... Mergea, dă trei ouă, cam oameni aia, dă niște mălai, cam oameni, nu? Și chiar pensia beneficiarilor, dacă puteam să numim așa. Adică de aici pleacă vina, în primul rând, din comunitatea locală, mai ales cu cât e ea mai mică. Și la Dumbrăveni n-au știut că e acolo. Și după aia ajungem la instituțiile statului, niște locuri de huzur, așa, de unde se suge, vine lumea la subt, să ia salariul și beneficii, în mini-vacanțe cu punți, rup ușile la plecare, așa, și e viață, nu, contrazie, merg 2-3 dacă îi trimite cineva. Că s-a dus APM-ul, nu știu unde, că a aruncat unul material de construcție, că a văzut pe Facebook, nu știu care a văzut pe Facebook, l-a trimis prefectul, nu știu care a auzit, dar așa, ei nu găsesc nimic, că n-au. Și... Dar ei stau la ședințe. Azi... Întâlnirea cu diaspora. Steau toți acolo fără ca o mentă. Cred că era un miros de mentă în sala Unirii. Ceva te îmbăta de cap. Erau toți șefii de instituții, altă treabă n-aveau decât să frece menta la invitația domnului președinte. Și erau toți acolo oameni diaspora. Cred că erau aduși cu arcanul, cred că i-a prins pe stradă, i-a cotat pe la Bosanci, pe la marginea. Zice, tu lucrezi în străinătate? Da, hop, cu arcanul meu încoa. Toți supărați, erau tristețe în sala și s-a discutat. S-a zis că se face autostradă. Mă, în loc să te duci la serviciu, la tine, tu unde lucrezi? La direcția agricolă? Ia mă și du-te la direcția agricolă și vezi, s-au făcut roșiile, ia vezi cât pesticid au. Tu unde ești? La APM. Du-te și vezi că e plin de peturi pe malul apei. Stai și frești, mie dacă te-a chermat Gheorghe Flutur. Și azi... Păi și cum să nu te duci, Sorin? Domnul președinte l-a avut alături pe preasfinția sa Damaschi. Da, pentru că își dorește o... Ar fi fost mai bine poate în altul calinic. Își dorește un echivalent al paginii Răspunsul Ierarhului de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Atuților, pe site-ul Consiliului Județean Suceava, acolo unde să răspundă la întrebări care vin din comunitatea din diaspora. Poate această ședință e motivul pentru care n-a dat foarte mare atenție Consiliul Județean Suceava și însuși președintele Gheorghe Flutur, Horela Prislop. Cine e fratele George? Da. Dar cum noi am primit informația programului și toate cele de la echivalenții din Consiliul Județean Marmureș, de la fratele Ionel. Așa, că nu mai știam cum îl cheamă pe fratele Ionel. Fratele Ionel, președintele Consiliului Județean, și cu fratele Marmureș. George, președintele Consiliului Județean. Că mai este și Bistrița Năsăud. În... Și pe fratele de acolo, cum cheamă? Fratele Moldovan, nu? E da, dar cum îi zice numele mic? Ghiță sau cum? Fratele Moldovan. Mihai, unui Moldovan, unui Ardelean. Se înțeles acolo, ia, o să țipe pe acolo, o să fâșche, o să dansezi, lumea o să bucură. O să fie și folk rock în prima seară. Bun. Și motociclete. Bine că e cu distracție, dar acum nu e în scurt așa, adică poate e capabil domnul fratele George să scoată încă un hit, cum a scos la întâlniri bucovine, pentru că hiturile astea nu-ți vin așa. Nu mai poți să merge cu oaca ca aia.
E dusă. Trebuie să vii cu ceva nou, de același nivel sau un nivel superior, ca să vorbească mai peste. E în scurt. Dar sper că inspirația va fi alături de el și va scoate un hit și la Hora de la Prislop, pe care să-l interpreteze cu fratele Ionel și fratele Moldovan. Costel, sau cum iau. Știm și cine va fi antrenor la posibila viitoare sau actuală echipă de fotbal Foresta Suceava. Asta e moartă, nu mai zi echipă de fotbal, că e moartă. Da. Este vorba despre Florin Croitoru, care a mai antrenat la Hușanahu și Dante Botoșani. Despre Sorin Paraschiv am vorbit ieri, el funcția de președinte în locul domnului Klim. Dar unde s-au întâlnit ei? Domnul Paraschiv din Dristor și cu domnul Croitoru la Huși. Și cu ăștia la Suceava. Chiar unde? În tribuna oficială, poate pe arenă. Dar unde se puteau întâlni? În tren, nu merg cu trenul. Unde? Cred că mâncau ăștia, cum se cheamă, Cătălinul acolo la... Pe lângă Galații Cunii, că se mănâncă mici, nu știu. Am niște băieți care merg la pescuit în delta și opresc. Cred că acolo mâncau mici. La Ucherhana? Mici de pește? Nu, mici din ăștia, de la Galați, când mergi spre delta, mici. Ori pe la Maieța, am zis eu că sunt niște mici, multe trabe cu mici, când mergi de la, spre Vâlcea, de la Pitești, pe acolo. Da, n-aveam să întâlnească în altă parte decât la mici. În altă parte. Auzi, dați zău că avem, cred că ne consideră proști. Nu cred, sigur. Adică, acest Croitoru Florinel, sau cum e? Florinel? Florin. E nimeni. El e nimeni. Că, singurul lucru pentru care ar trebui să-l cunoască lumea e că e fratele lui Marius Croitoru, pe care l-a dat afară la Botoșani. Antrenorul fără licență. Marius Croitoru, care a avut o... Botoșani a mers bine cu el o vreme, după aia a început să scârție, el a plecat la Craiova. Praf a făcut la Craiova. Așa, la Craiova lui Mitelu, parcă. Dar dacă îți nu înseamnă că-s la fel, sore. După aia a mers la Pitești, i-a băgat pe ea în gaură și acum s-a dus la Botoșani, i-a băgat și pe ăștia în gaură pe care îi ridicase cândva. Și l-a dat afară, Valeriu Iftime. Și fratele lui ăsta, Florin, e mai mare, înțeleg, ca vârstă, dar el e necunoscut, ci că a antrenat la Huși. Și la Dante? Da, Dante aveam noi probleme, dar nu știu, a fost principal, eu n-am auzit de el până acum. De asta m-a marcat că e de la Huși, că așa. Și am mai fost la o echipă, la echipa Institutului Vieții, Calității Vieții, de viață, de natură, de la Iași, Liga 4. Deci el de acolo vine, la Liga 4. Nu este înluat de proști, pe cuvântul meu. Eu am crezut că ieri, după aproape monologul tău, că n-am putut interveni, că nu mă pricep. Da, să intervii, da. Am crezut că ai tu ceva, dar uitându-mă pe rețelele sociale, da. Iei pulsul și de acolo până la urmă. Da, cam ce credeai că am Oamenii sunt... Da, tu cam ce credeai că am eu? Patriotism local, asta ai de obicei. Auzi, numai, dar stai un pic, Cătălin. Deci noi suntem municipiul Suceava. Buricul pământului. Așa ne place unora dintre noi să credem. Un fel de buricaș. Bă, dar să-l aduci pe unul de la Iași, de la Huși, care a antrenat ultima oară în Liga 4-a, la Institutul Vieții, Calității Apelor, sau Vieții, nu știu ce, de la Huși. După aceea, acum mă enervez mai tare ca ieri. În primul și în primul rând ar trebui ca acest club care e mort, această echipă care nu reprezintă orașul, ci este unui grup de șmecheri, care căpușează bugetul primăriei Suceava, așa, ar trebui să fie boicotat, să nu meargă nimeni. Și să pună cineva la intrare la stadion, Huși la Huși. Când eram eu mic și era bunica asta de aici, nu aia din Gorj. Și creștea niște găini și le zicea Huși de aici, Huși, umblau găinile, bete, 30, umblau. Huși la Huși. Să plece. Așa. Deci ei vin la Suceava la subt. Că m-am mai gândit de ieri până astăzi. Ei la mulți vin. Adică, cât de mare poate să fie bătaia de joc? Dorin Goian. Internațional român, da? Ți-a dat gol. Ți-am mai zis și el, îți mai spun și astăzi. Ca să fie atent. Nu e nevoie, că știu ce carieră. S-a calificat, așa. A jucat la Steaua acolo. Te-ai dus cu Foresta până în baraj. Erai un pic. În fine, ai ratat-o. Mă, și l-a dus pe unul de la Huși, care e nimeni cu acte, deci nimeni cu acte.
din Liga a patra și el vine și spune că e un interviu dat de el, mi l-a trimis Daniel, colegul nostru, pe Liga a doua, e un site. Și el spune, fii atent, că aici ne iau de proștare. Anul ăsta e de încălzire. Ci că anul ăsta obiectivul e primele patru. Deci tu îl fugărești pe unul care te-a dus la baraj, îl aduci pe altul de la apuși, care spune că anul ăsta e încălzirea și se atace anul viitor promovarea. Și bănuiesc că o să vrea tot bugetul ăsta de 600.000 de euro. Aici vreau să te întreb ceva. Știi? Aici. Dar avem dacă... vreo garanție sau vreo garanție? Certitudine că vor primi vreo finanțare de la Primăria Suceava dacă în condițiile date? Eu nu știu, eu aș face o anchetă dacă îți dă finanțare la panorama asta de club, că e o panoramă de club și ia lumea la mișto. Trebuie făcut, nu, să vadă, stai un pic, în primul rând, trebuie de văzut, are carnet de antrenor? Bă, are carnet de antrenor, poate în Liga 4 nu trebuie nimic. După aceea, de ce vii? Am înțeles că a adus 6 băieți de la Huși, juniori. Noi n-avem juniori. Așa am înțeles. Dacă e așa, casă, masă, dar ce Primăria Suceava? Noi suntem proștilor să dai, bă, de ce să nu e de la LPS copii? Adică casă, masă, aduci de la Huși. Ce să faci? Să-i crești tu, să le crești valoarea și urmă să-i vin. Ce cauți cu fotbaliști cehi aici? Pentru ce? Deci șase juniori de la Huși și... cu ăștia. Ce cu asta? Adică și de ce să dea Suceava? Pentru că sunt banii Sucevei, să dea bani pentru un antrenor care e nimeni, care vine din Liga 4 de la Iași, care a antrenat la Huși o echipă trompetă, Hușiu, da? Și care vine cu niște băieți de la Huși cu trei din Cehia. Aici miroase a șmecherie ieftină de colțul șurii. Știi? Adică eu cred că ei fac așa. Și anul ăsta 3 milioane să le dea primăria așa și noi anul ăsta aducem niște copii, prostim și așa le facem din astea mici contracte mici și restul îi băgăm noi în buzunar. Venim, dăm 2 lei și scoatem 15 lei. Știi? Și la anul să vedem. Dar de unde știu eu că la anul, că anul ăsta e pregătit și ce-i cu fentele astea? Încă e timp să se răzgândească, no, pentru că nu se știe dacă vor primi de întrebat, de întrebat. Și în Consiliul Local ar trebui să fie o discuție foarte serioasă. Ce caută acești indivizi la Suceava? Nu de aici trebuie început. De la acționariat. Ci că se schimbă acționarii, că așa spuneau, săptămâna viitoare. Dom'le, de văzut cine -s? Eu ieri mai în glumă, dar eram serios. Cum îi cheamă? Să vină cu actele în Consiliul Local. Ce cu prostia asta că ei sunt clubul așa și că noi dăm? Mă, ea cheamă în Consiliul Local. E asociere, nu e licitație, s-ar putea nici măcar să nu trebuiască cazier fiscal. Și nici judiciar. Nu, dar tu cheamă în Consiliul Local. Acum, dacă se schimbă, noi dăm din banii sucevenilor. Așa trebuie pusă problema. Cheamă în Consiliul Local pe ăștia. Cere-le buletinul. Cere actele prin care s-a făcut transferul. S-au schimbat membrii fondatori de la club în ăștia, da? Să vină cu actele, să se prezinte în Consiliul Local, să spună cine sunt, cu buletinul, nu așa, că cine sunt, ce au făcut, de unde au banii, câți bani au în cont. Pentru că ți-am spus, poate sunt traficanți de țigări, poate sunt traficanți de droguri, poate joacă la pariuri sportive și strântesc meciuri, poate fac trafic de copii, n-ai de unde să știi. Câți bani aveți în cont, cum vă cheamă pe voi? Vine fiecare ce am să ia banii. După aia, antrenorul lui Pește Prăjit, da? Cum te cheamă? Adu buletinul, că nu te cred. Adu buletinul, eu nu te cunosc. Pe Sorin Paraschivul știm. Dar pe el nu știm, că el nu există. Mă cheamă așa, dă în baza ce? Păi am licență de antrenor. Ia să văd licența aia. Ce facem aici? Bun, și după aia, voi ce vreți să faceți aici? Păi noi vrem să așa, așa. Deci la anul vreți să promovați, dar buget 500.000 de lei. Și băieții ăștia de la Huși, de ce i-ați adus și n-ați luat de la LPS? Adică, mă, să pună niște întrebări din astea. Ce e cu șmecheria asta ordinară? Că e o șmecherie ordinară cu bătaia asta de joc. Nimeni nu vine în situația în care se află acest club Cătălina, pentru altceva decât să vrea să câștige bani. Sorry. Da, păi eu nu cred că e cineva crucea. Și noi ce suntem? Nu-i crucea roșie. Dar noi ce suntem? Nici la Suceava? Centru de copii? Adică să aducă niște copii de la Huși să-i creștem? Noi n-am înțeles.
Să-i crească la Huși, să-și facă ei echipa, să le ia pe antrenorul de la Liga 4 la Huși și înapoi să-și facă echipă de juniori. Dar echipa de juniori de la Suceava de Copii, ce se întâmplă cu ea de la Foresta? Ce se întâmplă? Cine răspunde pentru golănia aia când s-a dus antrenor sârb și l-au dat afară pe Ionuț Moșteanu și au plătit lui Ionuț Moșteanu, s-au plătit doi antrenori? Tot din banii de la Suceava, da? Cine răspunde pentru asta? Așa vine fiecare, dar de ce nu-mi dă mie clubul? Să-mi dea mie, să-mi dea clubul, așa și mă ocup eu de el. Vrei? Nu. S-ar putea să ți-l dea cineva. Și în fine, zona neprofesionistă a fotbalului are deja o vechime de 13 ani, Cupa Asi Rodan de la Bosanci. Și vin... ce cupa asta? Ai zis că vrei să spui. Habar n-am, ce de la Bosanci? Da, frumos, joacă fotbal. O cupă de amatori între echipa locală cu Recolta Fântânele și Sporting Siminicea. Da, bun. Se la Vântul Dodrești s-a reînființat echipa, că am făcut cu primarul, cu așa, și era desfințată, că eu știam de mic. Era Vântul Dodrești. Urmează problema și la Ilișești să se reînființeze așa, echipa. La Putna, știi că spunea Ciprian Anton. Bradul. Da. Celebrul Brad. Problema mare, și asta e, în localitățile astea mici, nu mai sunt tineri care să vină să joace, știi? Și oricum oamenii ăștia, ca și la Liten, că de aia nici n-a mers mai departe. La Liten trebuie, na, la Liga 3 trebuie mai mulți bani. Din pasiune. Păi din pasiune, că oamenii lucrează, au serviciu, nu pot. Dar e de apreciat lucrul ăsta că se menține în continuare. Și cu, apropo de tot, trebuie spunea că sunt 4 mini-terenuri acolo, sau 3 mici mini-terenuri și unul mare. Și se încurajează. E bine că se încurajează sportul. Și dacă și la Bosan se face și așa peste tot. Și apropo de asta, vorbeam cu Virgil Iordache de la Spiru Haret. Ei renovează acum terenul de sport. Și am întrebat, domnule, liber? La Spiru Haret, cine vrea, poate să meargă să folosească terenul. Amator. La alte școli știi că este închis. Nu, dar e închis. Oficial nu e. Da, bun. Dar e permis. E bine așa în localități, peste tot să fie. Doamne, eu țin minte când mergeam la început în Germania și mergeam cu autocarul, eram foarte sărac. Nu că acum aș fi bogat, eram foarte sărac și nici atunci nu prea erau avioane. Și când intrai în Ungaria, de obicei se intra seara. Domnul era plin de terenuri cu nocturnă. Unde jucau invariabil echipe mici, Împărătești. Unde copiii da. De... Da, jucai cu oamenii din localitățile aia. Și căsca în gura, ca să nu mai spun acum. Când nu sunt foarte sărac și merg în Germania cu avionul și mergi în... Sunt unele localități nu foarte mari. Deci e o localitate cam cu 50.000-60.000 de locuitori. Dom'le, sunt niște terenuri. Gazon natural. Unul lângă altul și de antrenament și de joc. Dar impecabile, știi? Cred că trăim și într-o metropolă, au trecut numeroase mașini de poliție da, și ambulanță. Da, aici nu, dar nu, e lei. Și e o zonă da. Unde de obicei nu trec decât motociclete cu da. Toba de eșapament scoas. Modificată. Da. O să îi ținem la curent pe telespectatori în cazul în care s-a întâmplat ceva grav. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.